Sunt Iana Novac și vă invit să urmăriți matinalul Fii Antenă cu Mădălina. Toamna înseamnă regăsire și cunoaștere de sine, nostalgie, speranțe și vise. Bună și frumoasă să vă fie dimineața, sunt Mădălina Mitu și pentru ediția de astăzi v-am pregătit un subiect interesant. Planificarea financiară, cum să economisim eficient banii pentru îndeplinirea obiectivelor financiare? Despre toate acestea le vom discuta cu Stavăr Ionuț și Georgiana, consultanți financiari. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit în premieră, într-un studio. N-ați mai fost până acum? Nu, Ionuț? E prima dată. Este pentru prima dată. Hai fără emoții, vorbim așa ușor, le luăm încet, căci avem multe de discutat și foarte interesant acest subiect. Dar înainte de toate, aș dori să vă fac puțină cunoscută prezența pentru cei de acasă, pentru cei care nu vă cunosc. Cu cine au de-a face? Ionuț. Sunt Stavăr Ionuț. Sunt consultant financiar. Asta o să se vadă și pe parcursul emisiunii. Ce vreau să spun e despre mine, că îmi plac mașinile. Okay. În ultima perioadă am descoperit că îmi place să pictez pe Adidas. Wow, foarte interesant! E o nouă pasiune. Și, bineînțeles, sunt foarte pasionat de consultanță financiară. Ce implică acest job, această pasiune, Ionuț? Ce faci tu mai exact? În primul rând, schimb vieți. Wow! Ajuți oamenii să-și chipzuiască banii, să știe cum să-i folosească, să-i cheltuie cu folos? Despre asta este vorba, nu? Despre asta este vorba, da, și ne adresăm și publicului care deja au bani și vor diversificare. Am înțeles. Deci cum ar trebui să-și investească corect finanțele, eu știu, într-o investiție, într-o afacere, nu? Exact. Despre asta este vorba. Iar tu, Georgiana, cu cine avem de-a face? Bună, sunt Roznovanu Georgiana. Sunt consultant financiar, după cum ai spus. Fac asta de ceva timp. Îmi place foarte mult. Acum și eu pot să spun la fel. Aș adăuga faptul că ne ocupăm de obiectivele mari ale oamenilor. Cam asta este rolul nostru. Ne asigurăm ca printr-o planificare ei să le atingă în decursul vieții. Și în viața mea personală sunt sportivă. Bun. Ce am o centură neagră la taekwondo. Da, asta nu mi-a zis de ea. Ce da. Surpriză. Bun. Da, fac asta de peste 10 ani și încă mă mențin, particip la competiții. Serios? Foarte tare, da. Foarte tare, interesant. Uite, trebuia să-mi spui, discutam și despre astăzi, numai despre voi și data viitoare discutam despre cum gestionăm banii. Da, foarte am încercat frumos. Foarte multe sporturi, dar aceasta este pasiunea mea principală. Adică am investit foarte mult în ea și încă mă țin. O să vreau să mai dau mai departe de gradații și așa mai departe. Frumos! În rest, așa cum a zis și eu, nu îți place foarte mult arta, adică ne ocupăm timpul cu asta. Mai pictez pe haine. Tu pe haine, pe haine, și combinația exact, perfectă, da, bun. Exact. Aranjamente florale chiar fac, da? Îmi place foarte mult muzica și tot ce înseamnă artă, fotografie, sunt o persoană mai artistică. Cum ați ajuns să colaborați și să vă completați atât de bine unul pe celălalt, Ionuț? Păi, sincer să fiu, mi-a făcut o analiză financiară. Ia ție, nu? Ia mie, da. Nu cred. Și după, ușor, ușor... Mi-a plăcut și de ea și, și de mine. Așa ați ajuns să faceți un cuplu și echipă și echipă în viața personală și în cea profesională. Exact, da. Dar nu e dificil să fiți 24 din 24 de ore împreună? Pentru mine e un mare beneficiu. Am profitat pe partea asta. Ai profitat? De cât mai multe informații. Bun. Pentru mine este o provocare. Oh. Sincer. Dar e bine când totul este bine. Corect. În final, clar, este bine. Aveți mici dispute, mici discuții? Nu. Nu. Vă înțelegeți perfect. Exact. Bun. Dragii mei, imediat o să intrăm în pâinea subiectului. E un subiect tare interesant, mai ales că aceste vremuri ce le trăim cu scumpiri, nu știm cum să ne mai gestionăm finanțele, pe ce să mai cheltuim, cum să ne mai chipzuim la bani, să mai strângem și ceva deoparte. Îi avem aici alături de noi pe cei doi consultanți financiari să ne sfătuiască, să ne spună etapă cu etapă ce ar trebui să facem ca la final, eu știu, de an, să ne alegem cu o vacanță, cu ceva bani puși deoparte, imediat în cea de-a doua parte a ediției. Dar până atunci, vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook, Antena 3 Vâlcea,
să ne dați like, un comentariu și o distribuire, mai ales dacă aveți întrebări pe partea aceasta financiară. Cei doi vă așteaptă întrebările, eu pe parcursul emisiunii am să le citesc și am să vă informez, să vă dăm răspunsurile pe care le așteptați. Bun, dar până atunci, haideți eu pentru prima rubrică specifică să ascultăm prognoza meteo. În momentul de față avem 12 grade cu precipitații, însă pe parcursul zilei vom atinge o maximă de 22 de grade. Însă haideți să aflăm dacă avem și soare în județul Vâlcea și revenim imediat. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță că la nivelul țării, cu excepția nord-vestului extrem, unde regimul pluviometric va fi local deficitar, cantitățile de precipitații vor fi excedentare, mai ales în extremitatea de sud a teritoriului. Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Județul Vâlcea, Buila, Vânturarița, între 4 și 8 grade Celsius, masivul Cozia între 5 și 11 grade Celsius, Horezul între 6 și 12 grade Celsius, Brezoi între 10 și 19 grade, Voineasa între 10 și 17 grade, Câineni între 12 și 21 de grade, Băile Govora între 11 și 19 grade Celsius, Olănești între 10 și 17 grade Celsius, Călimănești între 10 și 19 grade, Drăgășani între 13 și 22 de grade, iar în Râmnicu Vâlcea temperaturile vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade Celsius. Umbrela, astăzi am plecat către locul de muncă, dar și bineînțeles cu mașina și am mai plecat cu cineva, cu al meu coleg Laurențiu Popa, de acolo de la Butoane. Îi spun și lui bună dimineața, chiar și în fața micilor ecrane, chiar dacă ne-am văzut înainte, trebuie să-i salutăm și pe ei, căci fără ei nu am putea face aceste emisiuni frumoase pentru dumneavoastră în fiecare dimineață. Așa că îl salut și pe Radu din spatele camerelor de filmat, îi mulțumesc cu mare drag că e și el alături de noi și facem o echipă extraordinară. Radu, îți mulțumesc din suflet. Ce zici? Te bag așa în direct? Nu, hai că te bag pe horoscop. Ne aduce ceva bun, ce avem nevoie să ne hidratăm. Apa este foarte bună, dis de dimineață. Și vreau să vă mai spun ceva, dragii mei telespectatori. Mâine dimineață o să avem o emisiune tare interesantă cu Ciprian Deaconu. Bineînțeles, o să fie în postura de moderator TV. Am vrut să mai facem așa o schimbare, căci colaborăm de ceva ani și am zis pentru dumneavoastră, ia mai eu, Ciprian, căci te pricepi foarte bine, ia microfonul și fă-ți de cap. Așa că mâine dimineață o să-l vedeți la matinalul Fii Antenă, să nu vă speriați că nu o să mă vedeți pe mine, decât la început când voi face introducerile. După care vineri, știu că așteptați cu nerăbdare această emisiune foarte tare, plină de adrenalină și astăzi v-am pregătit un scurt filmuleț cu Raise the Vibe și abia aștept să urmăriți și astăzi acel video. Însă, până atunci, mai avem o rubrică specifică matinalul, dar înainte de toate vreau să-i întreb pe invitații mei, Georgiana și Ionuț, cum sunteți voi ca persoane, cu bune și cu rele, calități, defecte, Ionuț, repede. Calități, defecte. Calitatea mea principală și în același timp defect sunt emoțiile. Ce frumos! Deci asta consider tu ca și calitate, dar și ca defect. Exact. Poți să fie emoții constructive sau destructive dacă te acaparează, nu-i așa? Da. Dacă pun stăpânire pe tine. Când le dau mai multă atenție, sunt constructive, dar dacă nu le dau atenție, sunt destructive. Așa este, într-adevăr. Iar tu, Georgiana, calități, defecte? Bun, păi pot să zic despre mine că sunt o persoană foarte puternică. Ok. Asta mă caracterizează. Sunt ambițioasă și sunt foarte perfecționistă. Asta la fel poate fi și defect, fiindcă uneori sunt foarte dură cu mine. Okay. Și dacă nu-mi ies lucrurile perfect, practic nu sunt mulțumită. Și de asta merge și în zona de defect. Nu știu de ce mă duce cu gândul la rac sau... nu, rac sau... rac? Nu cred așa ceva. Mamă! Deci pe cuvânt de onoare, din n-am vorbit, nu știu nimic, nu-i, absolut. Mi-ai spus tu ceva până acum doar din descriere. Da, deși da. Mă încea și puțin cu gândul la leoaică. Așa? Iar tu, Ionuț, tot rac, aș spune, dar gemeni. Nu, fecioară. Fecioară, n-am nimerit la el. Ha! Dar e bine, doi din unu. Am nimerit ceva.
Unul din doi, cum s-ar spune. Bun. Haideți să ascultăm, dragii mei, horoscopul pentru această dimineață. Deși intenția ta de organizare este bună, modul în care comunici poate să fie acid. Inclusiv glumele au un caracter sarcastic sau ironic. Așa că mare grijă pentru unele zodii, cum faceți glume și cum vă manifestați cu cei din jur. Ascultăm cele 12 zodii și revenim imediat. Berbec. Nativii berbec vor rezolva ceva legat de o relație, fie de prietenie sau de iubire. Nu vă faceți griji, nu este vorba de conflicte, ci despre o împăcare, așa că încercați să fiți comunicativi. Taur. Taurii sunt foarte bine aspectați pe zona socializării. Veți avea succes în proiectele personale, iar cei din jur vă admiră pentru creativitatea, ambiția și devotamentul de care dați dovadă. Gemeni. Gemenii nu stau foarte bine la capitolul emoții, însă au șansa să-și reconstruiască echilibrul. Vă puteți schimba modul în care priviți lucrurile, atitudinea sau felul în care abordați anumite situații mai delicate. Rac. Imaginația racilor este posibil să zburde, bazându-se pe întâmplări din trecut. Este un moment bun pentru a rezolva chestiunile delicate și a vă concentra pe lucrurile care contează cu adevărat. Leu. Munca le poate da leilor bătăi de cap, însă nu ar trebui să se lase afectați. Dispuneți de abilitățile care vă pot ajuta în orice situație tensionată, așa că concentrați-vă pe chestiunile majore. Fecioară. Astăzi se activează trei aspecte importante pentru fecioară: iubire, afectivitate și inspirație. Este o perioadă bună pentru a vă hotărâ pe cine vreți alături în dragoste. Balanță. Conflictele în familie nu vor lipsi în cazul balanțelor. Vreți să vă interiorizați și să regândiți anumite probleme, însă acest lucru vă îndepărtează de cei dragi. Comunicarea este cheia în acest caz. Scorpion. Scorpionii apelează la mici trucuri pentru a cuceri partenerii de viață. Nu este exclus să organizați o excursie de o zi sau chiar o cină romantică. Săgetător. Săgetătorii primesc atenție din partea colegilor, însă aceasta poate să fie și negativă. Partea bună este că sunt șanse mari să primiți o sumă de bani, un bonus sau o moștenire. Capricorn. Capricornii vor să învețe cât mai multe lucruri noi, sunteți foarte energici, dar asta poate fi destul de obositor pentru ceilalți, încercați să vă concentrați atenția pe activități în aer liber sau sport. Vărsător. Vărsătorii stau foarte bine la capitolul dragoste, fiți mai încrezători în forțele proprii și nu ezitați să puneți în practică ideile sau planurile de viitor. Pești. Nativii pești sunt preocupați de ieșirile cu prietenii, iar dacă vă face plăcere să fiți în preajma lor, nu uitați să includeți și partenerul de viață. Și ultima zodie, pești, doamnelor și domnilor, din zodiacul nostru prezentat astăzi de colega mea Alina Nenu, pe care o salut și o îmbrățișez cu mare drag. O apreciez eu foarte mult, atât pe ea cât și colegii mei prezenți și toată echipa. Le mulțumesc din suflet. În această dimineață, vă spuneam la început de ediție matinală, avem un subiect foarte interesant și anume cum facem o planificare financiară, cum ne stabilim obiectivele, toate acestea ca să chibzuim banii și să-i cheltuim cu folos și dacă putem să punem și deoparte, ar fi tare bine. Imediat vom discuta cu ai mei consultanții prezenți financiari, Georgiana și Ionuț, sunt doi oameni minunați, ce mă bucur tare mult să-i am în această dimineață. S-au acomodat cu mine, gata cu emoțiile, zic, da? Da. Le stăpânim foarte bine. Pentru că mai am o rubrică ce am inventat-o săptămâna aceasta, și anume cu adrenalină. Mi-a scris aseară un prieten, o să dau nume, că îl cunoaște și dumneavoastră foarte bine. Ce mai, Mădălina, dacă nu s-a vorbit la evenimentul ăsta de tine, nevoie mare. Am primit poze cu tine de acolo, ai făcut senzație. Nu că mă laud eu, ci citez persoana respectivă, o să le arăt colegilor mesajul să vadă că nu mit cu absolut nimic. Și, într-adevăr, toată lumea m-a întrebat, măi, ce vârstă am? Și nu le-am spus ce vârstă am, că nu vreau să dezvălui. Dar m-am întrebat ce fac de a arăt așa slăbuță, bine. Și zic, nu prea mănânc carne, nu mai mănânc. Acesta este secretul. Mănânc foarte puțin și cât se poate de sănătos. Aseară am gătit o supă cremă de dovlecei cu ceva dovlecei așa atragi la tigaie.
băgați în supa cremă și am mâncat de parcă aș fi mâncat cu carne. Așa că vă recomand această rețetă. Uite, pe viitor, Laurențiu, eu zic să lansez această provocare în fiecare dimineață, să dau câte o rețetă culinară, ce zici, de mâncare sănătoasă. Gata, asta o să fac pe viitor. Așa că, dragii mei, haideți să vă arăt următorul video de la Rise The Vibe. V-am spus, am muncit foarte mult și este păcat să nu vă aduc în atenția dumneavoastră toate aceste momente inedite și foarte interesante de acolo. Revenim imediat. Din direct am venit aici pentru dumneavoastră să vă fac un material foarte frumos despre ce se întâmplă. Vineri veți vedea o emisiune integrală, însă haideți să vedeți câteva secvențe și câteva interviuri despre acest frumos eveniment Rise The Vibe la Mihăiești! Woo! Salut! Bună! Cum te numești? Băzăi Dragoș mă numesc. Dragoș, ești vâlcean și ești pilot profesionist din ce mi-ai povestit. De câți ani? De 4-5 ani de zile sunt pilot în campionatul național de viteză în coastă. Multe concursuri? Foarte multe, foarte multe. Câte premii câștigate? Peste 60 de cupe adunate în acești 4-5 ani. Am înțeles. Vreau să-mi spui câți cai putere are mașina ta? Are undeva la 260 de cai și merge foarte bine. Ce modificări ai pe ea? Este cam stoc mașina, un intercooler mărit, anvelope, suspensie. Mașina este făcută pentru coastă. Hai că stare curioasă să vedem. Îți doresc mult succes și bine ai venit. Mulțumesc, mulțumesc. Bună! Bună! Cum te numești? Julian. Iulian, te vei da cu motorul și cu mașina? Și cu mașina, da. O să încercăm. Câți cai putere? 80 și mașina lui are 260. Deci cât are al tău? Că n-am înțeles. 80 de cai. 80 de cai și mașina? 260. Păi și o să ai noroc? Nu, nu o să am niciun noroc, dar măcar am participat. De fan, nu? De distracție. Da, exact, pentru distracție. Îi dorim mult succes. Hai să ne ce zice cel cu mașina. Bună! Bună! Cum te numești? Laurențiu. Laurențiu, spune-mi, câți cai putere are mașina? 290. Și am înțeles că motorul are undeva la 80. Clar îl vei depăși. De ce ai intrat în joc cu el? Distracție. Vrem să ne distrăm, să creăm o atmosferă frumoasă și să ne bucurăm de moment. De ce nu? Și așteptăm la cât mai multe evenimente de genul. Să ne bucurăm de curse legale. Bun, perfect. Laurențiu, atunci, dragii mei telespectatori, eu o să le dau startul. Haideți să vedem cine o să câștige. Bună, Popa Tinică de Muchion. Din Pitești, din Soarece. Bine ai venit la România. Bine v-am găsit, foarte frumos la voi. Vreme bună. Vreau să te felicit pentru cursa de mai devreme. Te-ai descurcat foarte bine. Un motor cu mult cai putere din cameră. Câți cai? Da, motorul se duce 20 de cai. Este vicecampioană națională la drag racing. Din păcate nu ne ajută foarte mult. Nici distanța, nici pista. Pentru că nu avem aderență la roată și na. Poate este foarte frumos anul acesta, dar poate la anul mai îmbunătățit, nu am mai făcut ceva mai frumos. Clar că niște da. Mai vizii și normal de bine. Și învățăm. Bine, am întâmpinat și ceva probleme, am reparat, acum suntem iarăși cu probleme, okay. Să vedem ce facem. Dar mai avem, până la cât avem? Până diseară. Ok, ne mai vedem pe pistă, nu? Sigur că okay. Da, îți doresc mult. Mersi, ceau, ceau. Să știți, dragii mei telespectatori, că a câștigat. Oameni buni și matinali, am terminat acest material și am trecut la tablă în această dimineață, căci dorim să vă informăm cu o tematică și cu un subiect foarte interesant. Vă spuneam la început cum ne stabilim obiectivele financiare și cum facem toate aceste lucruri, cum arată de fapt o planificare financiară. Ionuț, vreau să ne prezinți ce avem aici la tablă. Aici am adus un exemplu. Acesta este primul pas pe care îl facem în planificarea obiectivelor.
Primul pas este de a pune efectiv pe foaie care sunt veniturile și cheltuielile lunare. Bun. Vreau să ne spui, deci cum arată planul dumneavoastră de venit și cheltuieli? Avem un salariu, da, de bază. Exact. Pornim de la un salariu net. Ok. Ne trecem și alte bonusuri sau ce mai avem. Asta o luăm treptat. Deci, să dăm exemplu. Avem un salariu, deși ai trecut mult, 4.000 de lei. Numărul de salarii sunt 12, adică 12 luni. Și alte venituri, bonusuri, burse, etc. sunt, să zicem, o marjă de 500 de lei trecut. 500 de lei aici, da. Bun. Ce facem cu toate acestea? Sunt, să zicem, acesta este ce încasăm noi, lună de lună. Exact. Bun. Apoi ne punem pe foaie, începem să vedem unde împărțim banii. Și cum îi împărțim. Și cum îi împărțim. Am înțeles. Bun, spune-ne. Bun. Prima dată am luat exemplu de chirie. 1.500 de lei, întreținerea imobilului 300 de lei, telecomunicații 100, cheltuieli pentru concediu. Aici, la concediu, se ia în felul următor. Identificăm câte concedii avem pe an, okay, și care este media de bani cheltuită într-un concediu. Apoi împărțim la 12 luni, aici mi-a dat 500 de lei. Apoi trecem la timp liber și hobby-uri. Bun. După vedem cât dăm pe alimentație. 1200. La haine procedez la fel ca și la concediu. Identific cât cheltuim pe an și împărțim la 12 luni. Bun. Aici mi-a dat 200 de lei, la cosmetice 100 de lei, cheltuieli pentru alte credite. Dovezi. Aici am un exemplu de 170 de lei, un telefon luat în rate. Transport, aici include asigurare, impozit și combustibil. Iau tot la o mașină, mi-a dat 400 de lei și alte costuri, 250 de lei, care sunt date pe vicii în acest caz, dar aici intră și toate cheltuielile care nu s-au pus înainte. Okay. Adică un animal de companie. Bun. Și am avut un total de cheltuieli de 4.870 de lei. Asta înseamnă am depășit peste cu mult venitul pe care, exact, noi îl avem lună de lună. Și acum tu înveți pe oameni cum să-și gestioneze acești bani, Ionuț. Ideea este în felul următor. Tu aici ai trecut cu aproximație totul, dacă mă întreb pe mine, și la un moment dat chiar discutam și am văzut și la alte emisiuni partea aceasta de cheltuieli. Ce faci în momentul în care salariul tău din buzunar nu dă cu cheltuielile? Ce îi sfătuiești pe cei care vin să te consulte? Exact. Acest buget, cum e calculat, da, este pentru a conștientiza locurile în care dăm banii unde nu trebuie. Ok. Sau cât de mulți bani se duc unde nu trebuie. Bun, super. Foarte interesant. Deci asta te ajută pe tine să înțelegi ce ți este necesar și ce nu ți este necesar. Că de multe ori majoritatea oamenilor se întreabă, măi, dar cu ce mă ajută pe mine această foaie de hârtie, să zicem, să-mi notez toate cheltuielile și bugetul? Să fiu sinceră, de vreo 2 ani de zile și eu fac același lucru și ei au rămas impresionați de mine, cât de pregătită sunt. Asta pentru că, exact ce spui tu, Ionuț, mi-am dorit să văd pe ce cheltui mai mult, cum ar trebui să-mi gestionez banii, să strâng bani, să pun deoparte, dar să-mi fac și micile plăceri, ce-i drept. Eu am renunțat la partea de concedii. Da, exact ce spuneai tu mai devreme. Am renunțat la partea de haine, căci am avut partea aceasta de sponsori. Alimente, de-aia arăși bine că mănânc mai puțin, deci pun și de acolo mai mulți bani. Credite nu am. Partea aceasta de benzină, da, cheltuieli cu mașina, asigurări, într-adevăr, la mașină și alte costuri. Foarte interesant. Deci pentru cei de acasă, ca să înțeleagă, Ionuț, tu îi sfătuiești să-și facă venitul, cât au lună de lună, cu comisioane, bonusuri, extra joburi, da? Dacă mai au și vin bani de acolo. După care, ce cheltuieli au? Pe ce cheltuiei lună de lună, nu? Și la final își pot da seama ce pun deoparte, pe ce cheltuie mai mult, într-un cuvânt. Da, da. Vreau să mai adaug puțin. Sigur. Aici la numărul de salarii. Am pus 12, dar în anumite cazuri sunt 13. Unele companii mai oferă la final de an încă un salariu.
De asta am trecut, să nu se întrebe lumea de ce am trecut acolo număr de salarii 12. Bun. Perfect. Acum o rugăm pe Georgiana să ne spună de ce ar trebui să ne calculăm bugetul, cum ne ajută. Exact fix ce spuneam eu mai devreme, nu? Da, sigur. Păi, al doilea punct, da? Este... Ar fi cu vacanțele și cu partea aceasta de fotografie foarte interesantă. Sunt curioasă să vedem cum ar trebui noi să ne calculăm, ne spune o adevărată profesionistă, eu am zis așa, din ce știu eu. Da. Spune-ne, Georgiana. Păi, acesta este punctul principal. Al doilea este pentru a ne seta obiectivele. Ok. Exact cum vedeți aici, în general, oamenii au un set de obiective. Sigur. Cum ar fi? Locuință, mașină, clar, vacanțe, o bătrânețe fericită, asta semnifică această imagine, o familie și o viață cât mai bună, cât mai sănătoasă. Ca mine. Am identificat obiectivele. Bun. În primul rând le punem pe foaie, pentru că în momentul în care noi le punem doar în minte, sunt mai puține șanse să le atingem față de atunci când le trecem chiar pe foaie. Okay. Și chiar recomand din toată inima să scoatem exact așa cele mai frumoase imagini care ne motivează, să le punem pe desktop, pe telefon și astfel, după ce ne-am setat, asta fiind primul, apoi este mult mai ușor să setăm exact după buget cam cât avem nevoie și în cât timp ca să luăm această casă. De cât avem nevoie ca să ne facem o familie și această mașină superbă și în cât timp. Adică, efectiv, ne dăm un timp și stabilim un buget clar pentru fiecare din ele. Și în momentul în care le avem așa puse frumos, nu prea îți vine să te mai abați de la ele, fiindcă știi sigur că ai un plan de care te ții. Dacă te abați, mai întârzi puțin obiectivul, practic. Așa este, într-adevăr, mă regăsesc tare mult și am ajuns la această idee de a veni să vă explice și în fața dumneavoastră ei, pentru că asta fac eu, dragii mei, eu telespectatori, cam acestea sunt și obiectivele mele pe care le vedeți în această imagine. Mă regăsesc foarte mare, deja două dintre ele mi le-am îndeplinit, faptul că mănânc sănătos, faptul că am grijă de sănătatea mea, urmează mașina, casa, familia și, bineînțeles, o bătrânețe fericită, asta îmi doresc din tot sufletul. Și pentru toate aceste obiective, Georgiana, să știi că mi-am propus exact ce spuneți, ce a spus Ionuț, să-mi fac venitul lunar plus cheltuielile pe ce risipesc banii lună de lună. Final de an, trag linie și îmi dau seama din cheltuieli din ce bani au rămas, cât am cheltuit, de fapt, așa vine. Deci, anual, totalul cât am strâns deoparte și îmi dau seama cât am cheltuit, de fapt, într-un an de zile. Anul trecut, vreau să vă spun că n-am cheltuit foarte mult. Nu, sincer, chiar am rămas uimită de mine. Într-un an de zile am cheltuit 4.000 de euro. Ia ziceți-mi, e bine? Eu uite cum fac. E super! Într-un an. Și nu zic cât am pus deoparte. Bun. Eu nu vreau să-mi spui pe ce cheltuie cel mai mult oamenii și uneori inutil. Cum s-a văzut un exemplu de mai devreme, pe alimente se duc cei mai mulți bani. Ok. Pentru că avem un obicei prost. Nu știu cum să spun, prost, nu am vrut să folosesc neapărat termenul ăsta. Nu e nicio problemă, se poate. Ne ducem la cumpărături, ne facem un coș mare cu tot ce avem nevoie și ce nu avem nevoie. Și la final de lună conștientizăm că unele alimente au expirat, altele s-au stricat și le aruncăm. Asta înseamnă banii aruncați la gunoi. Exact. Bun. Când putem în același timp să ne facem cumpărături mai des, să spunem săptămânal, și să avem toate alimentele proaspete. Perfect. Deci prima risipă de bani sunt alimentele. A doua, exact, care mai consideri tu că ar fi hainele sau... A doua mi se par ratele la produse de care nu avem nevoie. A, bun. Foarte interesant. Cred că ar trebui să conștientizăm puțin, să fiu puțin mai dur acum, nivelul la care suntem și ce ne permitem. Bun. Dacă nu ne permitem un anumit telefon, să mai amânăm și mai bine să punem bani deoparte și să ne luăm când îl permitem, nu să-l luăm în rate. Foarte interesant și bine zis și punctat. Asta pentru că am observat că mulți oameni au tendința de a-și cumpăra lucruri de care chiar nu este necesar. Eu mă dau exemplu pe mine, am un telefon și îl țin mult și bine, am o mașină de 12 ani și o țin mult și bine. Asta pentru că mă duce din punctul A în punctul B, să zicem,
sau oriunde mi-aș dori, nu-mi trebuie nu știu ce mașină. Deși următorul obiectiv este să mi-o schimb, asta pentru că au trecut foarte mulți ani și nu pentru că îmi doresc eu nu știu ce mașină pompoasă, dar la un moment dat ea nu o să mai meargă cum trebuie și atunci trebuie schimbată. Din acest motiv mi-aș schimba, nu din altul. Bun. Vreau să ne spuneți ce sfaturi aveți pentru acești oameni pentru a economisi eficient banii, Georgiana. Sigur. Păi, un lucru foarte, foarte important este să ne punem noi pe primul loc. Ok. Adică, practic, noi suntem cele mai importante persoane din viața noastră și dacă stăm să ne gândim așa, dacă suntem cei mai importanți, pe ce loc ne punem? Pe primul, clar. Ok. Și de la asta plecăm. Am setat clar ce obiective avem. Când intră salariul, prima dată, oricât de puțin ar fi, știm sigur că îl punem pentru noi. Dă-ne o sumă, de la cea mai mică sumă, cât contează suma respectivă, nu știu. Chiar și cea mai mică sumă, dar în general cărțile de educație financiară, experți, recomandă cam 5-10% din bugetul nostru să ducem exact din prima pentru noi. Bun. Foarte interesant asta. Astfel, practic, ne creăm un obicei. Iar obiceiul ăsta în timp o să devină automatism. Și e ca și cum mănânci în fiecare zi, ca și cum bei apă, exact așa devine și acest lucru cu a te plăti pe tine primul. Cunosc sentimentul, așa sunt eu, deci am o satisfacție foarte mare atunci când reușesc să o pun deoparte. Și chiar recomand acest aspect, dar acum or să vină cei care nu își permit acest lucru pentru că au foarte multe cheltuieli, Georgiana. Ce sfat ai, nu știu, Ionuț, pentru acești oameni care au salariu mic și au cheltuieli foarte mari? Cum ar putea să gestioneze acest aspect? Ar fi două puncte. Prima dată să facă bugetul și să identifice de unde ar putea reduce costurile. Ok, nu putem să reducem din toate părțile. Da, mai ales din partea aceasta sunt oameni care își cumpără pastile, au cheltuieli, facturile iarăși sunt primordiale. Și automat, cred că exact de unde spuneam eu, arăta și bine din alimentație și din partea aceasta, nu știu, exact cum ai spus tu, dacă îți dorești nu știu ce, să mai amân. Exact cum fac și eu. Deși dacă aș vrea, aș putea să-mi iau, dar nu vreau. Deci exact, procedez corect, dați-mi o notă dacă sunt un bun, cum să zic așa, chipzuitor. Îmi țin banii și îmi pun banii deoparte bine. Îți dă nota 10. Mulțumesc din suflet. Da. Unde vă găsesc cei care își doresc să facă o consultație financiară? Pe paginile voastre de Facebook, nu știu, Instagram? Pe Facebook și Instagram Stavăr Ionuț, la fel și pe TikTok, la fel și pe YouTube. Bun. Iar tu, Georgiana? Exact. Rosnovanu Georgiana, pe Facebook, Instagram, LinkedIn. Cam pe aceste rețele mă pot găsi. Perfect. Și pe mine mă găsiți pe pagina mea de Facebook, Mădălina Mitu, dragii mei telespectatori. Aș dori acum să citesc câteva mesaje primite de la dumneavoastră, căci ne-am apropiat, de apropiem de fapt de final. Și am primit așa în această zi frumoasă de la Dănuț Costin, bună dimineața, Terezia Maria Banac, neața bună vă doresc tuturor. Adrian Monafu, neața, o zi minunată tuturor. Claudiu Sândulescu, vă pup pe suflet, bună dimineața, o cafea aromată și o zi de miercuri binecuvântată. Mai Claudiu, ce rime ne faci. Bună dimineața de la Daniel Țârlea, o zi frumoasă Mădălina. Maria Ileana, bună dimineața, o zi frumoasă tuturor. Lucian Constantin Cărămidă, neața bună. Florian Flo, bună dimineața. Ia uite, s-a trezit dulceața noastră, măi Radu. Îl salutăm pe Florian. Viorica Păunescu, bună dimineața, frumoasa mea Mădălina. Toamna sunt vinurile gustoase și femeile frumoase, focoase. Salută invitații tăi distinși. Adrian Monafu spune din nou, salutare Mădălina, ai salut și pe distinși și invitați. Multă baftă în tot ceea ce fac, ce pasiuni au invitații. Adrian Monafu, dacă te uiți la început de ediție pe Facebook din nou, ei au dat răspunsurile în prima parte a emisiunii. Vă mulțumim tuturor de comentarii. Și, dragii mei, vă mulțumesc că așa pe scurt și pe repede ne-ați explicat. Este foarte simplu din punctul meu de vedere. Sper că cei de acasă au înțeles ce au de făcut. Asta pentru a înțelege că orice bănuț este important la sfârșit de an.
dacă mă întrebați pe mine. Am zis corect? Da. Bun. Hai și eu cu un citat motivațional pentru voi. Ia să vedem ce vă rezervă karma în această dimineață. Extrage orice bilețel. Mă e după spate, după acolo, că pe la supra văd că ai mei colegi mai umblă. Și eu între timp îmi iau așa ușor ragale rămas bun de la cei de acasă. Dragii mei, să știți că vă iubesc și vă mulțumesc din suflet că ne urmăriți în fiecare dimineață și vreau să vă spun că săptămâna viitoare o să intru în concediu și o să aveți parte de o săptămână de redifuzări, dar cu toate acestea sper să ne urmăriți și știu că o să vă duc și eu dorul și dumneavoastră o să ne duceți eu dorul, dar când revin, eu revin cu forțe proaspete. Luni o să aveți parte de o emisiune foarte interesantă, Halloween Party la restaurantul La Proțap, o să mergem să facem o emisiune tare frumoasă, așa că și joi, dar și vineri și luni, trei emisiuni extraordinare, după care o să începem câteva redifuzări, căci am și o nevoie de odihnă, am muncit foarte mult și încep emisiunile speciale, edițiile speciale pentru sărbătorile de iarnă și atunci am nevoie de putere mare. Se duc cu brio și emisiunile în direct, dar și aceste înregistrări pentru sărbătorile speciale. Sărbătorile de iarnă, ia să vedem, măi, Ionuț, ce-ți rezervă karma matinalului? Mi-a picat pe subiect. Ia să vedem, păi știu, de asta și numește karma matinalului. Te ascult. Zâmbetul, cea mai ieftină și eficientă cremă antiriduri. Wow, ce frumos! De fapt, dacă mă întreb pe mine, zâmbetul în general face riduri, dar de riduri de expresie. Și apropo de asta, am cunoscut la un moment dat o persoană și îmi spunea, eu nu râd și nu zâmbesc că nu vreau să fac riduri. Și m-am uitat așa tristă la el și zic, mai bine să am 10 riduri, dar să am sufletul plin de bucurie. Așa că, Georgiana, te ascult. Cea mai mare glorie nu o dobândești atunci când nu ești doborât, ci atunci când te ridici după ce ai căzut. Deci, da, ce frumos! Dar voiam să spun ceva legat de asta. Spune, că în momentul în care noi reușim să ne plătim pe noi, ne face să ne simțim mai puternici. Așa este, într-adevăr. Din punct de vedere financiar, cât și mental. Așa este. Se potrivește perfect. Stabilitatea financiară ne dă încredere de sine și ne dă putere să mergem mai departe în viață cu zâmbetul la purtător și cu pieptul ridicat, capul ridicat și niciodată dacă ne uităm în jos doar să ne admirăm pantofii. Vă pupăm! La revedere, dragii mei matinali!